Bună copii, sunt magitorul de la compania Andirino și vă spun bine ați venit la Shoton, festivalul copilăriei. Știu că vă plac foarte mult magiile și m-am gândit că acum să vă arăt una super faină care mie îmi place foarte mult. Am aici un tubuleț absolut gol și absolut banal. De fapt, el nu este un tubuleț banal pentru că el va face o super transformare. Aceasta e șarfă, care este absolut banală, dar foarte drăguță. Am să o bag în acest tub, se vede, da? De asta l-am și luat așa mai transparent un pic. Ca să vedeți și voi ce se întâmplă. O bag cu grijă pentru că sunt și aceste eșarfe, atât galben, să nu le doară și pe ele săracele. Am glumit. De fapt, ideea este în felul următor. O să facem ceva. O să facem un steguleț. Și dacă facem roșu, galben și un pic să ne iasă pe partea cealaltă, măcar se vede că e simplu, și albastru, asta ce înseamnă că va fi steagul unei țări. Ce bine se vede albastru ăsta. Ce țară are culorile roșu, galben și albastru? Ia să văd, cine știe, spuneți-mi. Cum adică Italia? A, România, a fost o glumă. Bine, iată, roșu, galben și albastru. Asta e magia. Nu, am glumit, nu e asta magia. Acum, am nevoie să mă ajutați să ne concentrăm. Facem puțină liniște, strângem pumnii și o să le coasem între ele. Asta e să nu steag. Cum? Adică nu se poate. Se poate. Cu ajutorul magiei. Spune formula magică, numărăm 1, 2, 3 și o să ne iasă. Mă ajutați? Mulțumesc! 1, 2, 3. Hocus pocus, abracadabra! Trăiască România! Mulțumesc pentru ajutor!